La capitolul riscuri am putea evidenția riscuri specifice frontaliere, să le spunem așa, și aici mă refer mai mult la riscul de traficul de ființe umane, cu scop de exploatare sexuală, abuz sexual, cerșit și alte chestii care puteau fi aplicate, pentru că marea majoritate de refugiați erau femei, femei cu copii, persoane în etate, copii chiar neînsuțiți sau însuțiți nu de către reprezentanții lor legali, persoane cu dizabilități. Toate aceste categorii de persoane aveau nevoie de o asistență necesară, atât în vederea prevenirii riscurilor care le-am menționat mai sus, dar și în acordarea unei asistențe primare, cel puțin de informare asupra celor servicii care pot beneficia atât pe cât se află teritoriul Republicii Moldova. Și de acordarea asistenței necesare deja sub formula protecției acestor.